Scurgerea de apă din bazin într-unul dintre cele două vestiare a fost observată la scurt timp de la inaugurare. Situația a fost sesizată Companiei Naționale de Investiții, care a realizat investiția, dar, pentru că începuseră cursurile gratuite de not pentru elevi, administrația locală a ales să amâne câteva luni reparațiile. Erau mici infiltrații de apă care se produceau pe la bloc starturi și se ajungea în vestiare. Infiltrații care se transformau în picături. Slătinenii care aveau abonament valabil pentru această perioadă au fost reprogramați. Pentru realizarea lucrărilor de reparații, bazinul de not va rămâne închis toată această lună. Mi se pare ceva ciudat. Ciudat mi se pare. Nu e normal, cum să fie normal? Așa se fac excepțiile la noi. Pe cașcaval, pe alte chestii. O investiție atât de mare și nouă să... Intre în reparație. Așa se face la noi în România. Ce să mai, nu numai la noi aici mult. Deci peste tot, în toată țara. Construirea bazinului de not de la Slatina a costat Compania Națională de Investiții peste 6 milioane de lei. Lucrările de reparații nu vor scoate bani din bugetul local și nici din cel al Companiei Naționale de Investiții, bazinul de not fiind în perioada de garanție. Consiliul Local Municipiul Slatina a suportat cheltuielile pentru utilități și, așa cum spuneam, deficiența nu a fost foarte mare, dar putând fi realizată reparația în perioada de garanție, aceasta se execută acum. Bazinul de la Slatina a fost inaugurat anul trecut de Ziua Internațională a Copilului. Pentru o oră petrecută la bazin, slătinenii trebuie să scoată din buzunar 10 lei, iar pentru un abonament anual, 900 de lei.